Bă, trâmbițașule, minți, păi ăla nu e terasă, aia nu-i balconul tău, n-ai ce căuta acolo, e balconul, bă, e terasa blocului, că n-am, hoțule, păcălești, că face 20 de mii, că n-ai acces acolo, că... M-am trezit acum 4 zile, ceva de genul, mesaj pe mail de la YouTube, canalul dumneavoastră a fost șters, removed, deleted, nu mai exista canalul de YouTube, nu mai exista contul meu de YouTube, nu mai exista nimic. Și la motive acolo scria, ne-ați încălcat regulile, scam și ne-ați încălcat regulile, cam asta era motivația. Da, știm la care clip. Poate umblați un pic la legea aia, bă, fraților, bă, impozitul la vânzare când ai moștenit un apartament. Da. Deci am o doamnă săracă, mi s-a rupt sufletul de ea azi, bă, frate. 8.000 de euro impozit. La ce a vândut? 235.000 casa de care îți vorbeam, 39.000 de lei. Impozit, 39.000 de lei, 8.000 de euro, frate, impozit. Că au murit, da, oamenii de... i-a moștenit dânsa. Ești nebun? Am făcut ultima mea vânzare ca și agent imobiliar, ultima proprietate pe care o aveam în portofoliu, o casă la Unirii. De ce zic asta? Pentru că... Podcast imobiliar, episodul numărul 16 cu Cristi Priză, Șerban Trâmbițașu și doar noi doi azi. Niciun invitat, că așa am zis, facem unul cu invitat, unul fără invitat, unul cu invitat, unul fără invitat. Avem multe chestii de povestit, și vesele și triste, cred că mare parte triste, vine să plâng și mie și lui Priză, fiecare cu motivele lui. Cum a fost, Priză? Ce începem? Începem cu YouTube-ul? Începem cu aia cea mai tristă. Hai să dăm pe aia cea mai tristă și terminăm cu cea mai veselă. Bă, eu sunt atât de supărat pe ce ai pățit, încât nici nu vine să... nici nu poți să-mi imaginezi ce e în sufletul tău. Bă, mă, crezi că n-am fost așa supărat, am fost mai mult dezamăgit că n-am înțeles ce s-a întâmplat, nici acum n-am înțeles. Sigur nu ești doar un pic... Nu, chiar n-am fost, pentru că n-am avut nici ce să fac, în primul rând, n-a depins de mine nimic. Pentru cei care nu știu, să aveți context, m-am trezit acum 4 zile, ceva de genul. Mesaj pe mail de la YouTube, canalul dumneavoastră a fost șters, removed, deleted, dinamitat, scos din galaxie, nu mai exista canalul de YouTube, nu mai exista contul meu de YouTube, nu mai exista nimic. Și la motive acolo scria, ne-ați încălcat regulile, scam și ne-ați încălcat regulile, cam asta era motivația. Da, știm la care clip? Nu mi-au zis la care clip, mi-au zis că am încălcat regulile și a fost scam. Prima oară m-am gândit, bun, ori e greșeală, că mulți mi-au dat după aia mesaje, băi, e greșeală, că se întâmplă și mie mi s-a întâmplat, o să se rezolve, dă-le un mail, fă contestație, că poți să faci contestație, mail, îți dau ei acolo un... Era amuzant că îmi puseseră link-ul pe care l-aveam eu la canal, URL-ul ăla, nu mă pricep foarte bine tehnic, dar îmi dădea URL-ul canalului meu să fac contestație și când băgam URL-ul îmi zicea, nu mai aveți canal. Știi? Să fac contestație. Practic, făceam contestație la ce? Că eu nu mai aveam canal. În fine, până la urmă am dat de cineva pe chat, am vorbit cu un bot acolo, om, bot, nu știu ce era, Mihai îl chema. Salut, Mihai, dacă ești aici, foarte de treabă dacă te uiți. Ca orice, da, o să ne uităm, dați pe mail, faceți contestație, o să vă răspundă echipa. Am făcut contestație, mi-a răspuns echipa peste o zi și exact același mesaj mi-au dat. Ne pare rău să vă informăm, dar ne menținem decizia, ați încălcat regulile, scam... Zi, bă, băiatule, ce regulă, asta zi-mi clipul! Asta le dădeam și eu mail, spuneți-mi și mie, vă rog, măcar, unde, ce s-a întâmplat, că avem un content, am scris, și am contentul acela și la tine și la mine, tu n-ai primit nimic, la mine a fost șters și scam e scrocherie cu același content. Aia e că și tu ai pus același lucru pe care l-am pus eu. Aceleași clipuri, asta zic, practic erau ultimul an doar podcasturile imobiliare, n-a fost. Nu pot să-mi zic acum că mi-a dat pentru un clip de acum 4 ani n-are. Sau ceva, a găsit acum că e, face care nu se mai uită nimeni. Că... Și eram contrariat, băi, măcar explicați-mi și acum, dacă se uită cineva de la YouTube România, de la Google, că am tot dat mail-uri, au tot zis că se interesează, nu înțeleg, eu sunt 100% sigur că n-a depins de mine, orice s-a întâmplat n-am făcut eu, dar cum pot să ștergi un canal fără să, nu știu, îmi dai și mie un mail, vezi că... Uite, șterge clipul, nu, șterge uite, clipul, e o prostie, da. Sau blochează în clipul ăla, băi, clipul, statea clipuri pe care le văd pe net, cred că le vedeți și voi, cu vocile vedetelor făcute cu inteligența artificială, da, care te pun să investești, da. Alea sunt pe YouTube, la reclamă, alea sunt băgate, sunt ok.
Dar mie mi-au șters direct canalul, mi se pare. Și nu orice canal, pentru cine nu știe, un canal vechi de 10 ani, un canal vechi ani. De 10 ani, care nu mai mergea el așa foarte bine, de ce să mințim. Dar avea cât subscriberi? Dar avea 88-89 de mii de oameni și aveam sute de clipuri pe canal, pe care... Unele din ele cu milioane și peste un milion de vizualizări. Aveam clipurile cu Codrin, îmi pare rău de ele, clipurile... Dar în fine, nu asta e ideea. N-ai cum să ștergi un canal. Vina mea clar n-a fost. Eu n-aveam ce să fac. N-a depins de mine. N-am făcut scam, n-am făcut escrocherie, n-am... Mulți îmi ziceau că s-ar putea ca YouTube-ul să fi depistat din podcastul nostru, dar e aceeași teorie, din podcastul cu Laurențiu, cu brokerul, că să fi depistat, nu știu cum, ca și cum e o escrocherie la mijloc sau că noi invităm oamenii să facă nu știu ce sau da. Păi e și eu am postat teorie. Aceleași aia lucruri. Zic, ca să nu mai zic că la ultimul podcast am avut 28.000 de view-uri și tu mai puțin. Mai puțin unul din puținele podcasturi care am avut mai multe view-uri ca tine, de ce nu mi l-a închis mie? Da, n-am bă, m-am tot gândit și eu cred că sunt trei motive pentru care ți l-au fi putut șterge. Unul, din cauza ultimului podcast. Să zicem că mai mulți banchieri s-au adunat și au dat report toți pe același clip. Dar în condițiile astea, unu, ar fi trebuit să-mi dea și mie. Doi, ar fi trebuit să-ți dea doar clipul jos, cum ai zis și tu. Da, da, deci nu? Îmi ștergi canalul, corect. Doi, poate ți-a spart cineva contul și a postat o mizerie ordinară. M-am gândit și la asta, la fel n-am cum să aflu, că nu mai văd nimic ce a fost ultima postare. Da. Probabil mi-ar fi zis cineva, vreun abonat mi-ar fi scris că i-ar fi apărut notificare, uite, a pus nu știu ce prostie pe canal și m-ar fi întrebat, bă, ce-i căcatul ăsta, de ce l-ai pus? Că mie nu mi-a apărut nimic. I-ar fi apărut Ioanei, că e abonată la mine, notificare. La uite, ai postat. Ți-ar fi apărut notificare cu ce am postat, că am postat un căcat acolo. Deci sau la nu. Fel m-am gândit. Că alții că s-ar putea să-ți fi spart contul, că așa mai fac, sunt hacker care spart conturile... Da? Și după aia să vină să-ți ceară bani ca să îl iei înapoi sau ceva, dar la fel, contul... N-a fost spart, a fost șters, că am mesaj că e șters YouTube. Și nu mai există. Și am mesaj care pare de la YouTube, originale, cu sigla, cu nu știu care e mail-ul YouTube-ului, dar pare că e de la ei și canalul e șters. Și mai fi un motiv și jur că nu e ăsta, noi postând același conținut, eu să fac plângere la YouTube că îmi copiez conținutul și l-ai pus și tu. Știu, nu e de la tine, n-avea cum să fie de la tine. M-am gândit la toate variantele, nu mi-a dat niciun răspuns plauzibil. Absolut niciunul. M-am mai gândit la o variantă care mi-a luminat mintea tot la fel. Un băiat care îmi dăduse, eu când postam podcastul, mi-apăreau două comenturi aiurea. Cum postam orice podcast postam, mi-apăreau două comenturi în rusă, o limbă, nu știu dacă era rusă sau ceva. Adevărat, eu n-am postat asta. Și le ștergeam de fiecare dată și mi-a zis că s-ar putea să fie comenturi de la boți sau ceva. Dar eu nu băgam de seamă, eu când îmi apăreau alea două comenturi, le ștergeam și treceam mai departe. Și cumva sistemul să fi detectat că folosesc eu boți sau ceva, mi-a zis cineva, să fi fost o treabă. Dar la fel, tu nu poți să detectezi dacă îi pun eu acolo sau dacă fac eu ceva, dacă îmi pune cineva comenturi cu boți sau ceva. Și unde e schemul până la urmă dacă îți comentează un bot? Nu știu, am zis că asta ar fi singura variantă în care... Dar la fel, nu înțeleg de ce ar fi șters canalul, eu oricum ștergeam imediat comenturile cum apăreau, habar n-am, nu știu. Dar suntem într-un impas, că acum la YouTube, după ce mai faci contestație și tot dai mail și tot dai mail, e un răspuns automat. Adică, practic, îți zic, uită-te la răspunsul pe care ți l-am dat prima oară. Orice ai le primit zici, asta? Da, orice le zici, orice le scrii, orice. Domne, da, uitați, am canalul de 10 ani, n-am încălcat niciodată nicio regulă. Nu s-a întâmplat să fac, când cumva persoană, să zicem, publică, mă știu oamenii, n-am făcut escrocherii, n-am făcut scam, vă uitați la toate podcasturile. Sunt aceleași podcasturi pe alt canal. Dar răspunsul vine automat. Ne pare rău, uitați-vă la echipa... Trimite-le, mă, link-ul canalului meu. Păi n-are nicio treabă, n-ai cu cine să vorbești, că asta e, îți răspund, dar sunt niște răspunsuri automate. Când vorbești pe chat cu ăla zice, echipa o să analizeze contentul și revenim și după aia îți trimite tot mail-ul ăla cu echipa analiza contentul și am ajuns la concluzia că... Cine se uită la noi și are vreo idee cu ce poate face priză, să ne scrie în comentarii, să scrie privat. Dacă e cineva de la Google, de la YouTube România, de la dacă există, nu știu, trebuie ar trebui să fie pasionați de imobiliare, nu? Să se uite cineva, să mă ajute cu un sfat, cu o idee, măcar cu cine să vorbesc, să înțeleg, măcar să înțeleg ce s-a întâmplat. Să zic, uite, mă, ți l-am șters, că asta, de asta l-am șters. Să știu și eu.
Nu mai zic canalul ăla că producea 40 de euro pe lună. Eu, mi-a mai zis cineva, se bucurau. Știi că oamenii, na, când ai un necaz, vin și se, mai și se bucură. Da. Să și, aha, te-au falimentat. Îmi scriau că, mamă, gata, faliment, nu știu ce. Și venea să le scriu, bă, canalul ăsta produce 40 de euro pe lună la... Adică așa faliment, să nici nu era vorba ai... de bani. Adică da, vezi că în 25 de ani îți cumperi o garsonieră Comfort 3. Oamenii, oamenii au impresia că noi ne-am îmbogățit din podcast. Oamenii au impresia că m-am îmbogățit în TikTok. Câți nu mi-au scris că trâmbițajule, tu oricum faci... Bani din vizualizări, da, și asta e o tâmpenie. Da. Dar știi că dacă ne făceam, dar nu ne-a dus capul. Dacă cu ne IP capul, de Anglia, de exemplu. Ne făceam în Anglia sau în... Da, făceam bani Făceai din vizualizări. Bani frumoși. Nu știu cât se face din... Frumoși. La 1 milion de view-uri am înțeles undeva pe la 6.000 de lire. Și nu mai poți schimba acum, pui pe Anglia, nu mai trebuie să-l recomand. M-a sunat cineva să-mi vândă un cont de Anglia. 100 și ceva de mii de... Nu să-mi vândă, să-mi-l dea moca. Un băiat îmi urmărește care păi are da, un cont, dar nu-l folosește. Dar n-am vrut să-l iau. Ce-s fac, mă, îl iau de la zero. Și apare la englezi, în română? Nu cred că apare la englezi doar. Că sunt mulți care au conturi de Anglia și apar pe România. Cum era More, de exemplu. Ăla are cont de Anglia, știi? Face bani cu TikTok-ul. Da. De mult, de când a stat el în Anglia. Și apare, știe toată România de el. Da. Cumva că dai la language. Știi? Ai niște setări. Stafon la... Abia știu să postez clipurile, să le... Hai să trecem pe imobiliare. Zic că să satisfacem oamenii care au intrat pe podcastul ăsta. E duminică, e ora 7. Noi nu filmăm duminică la 7. Filmăm... Când filmăm? Miercuri la 4:30, trebuia să filmăm la 4, dar am început la 4:30, pentru că am avut și eu o vânzare, vin de la notariat, care s-a mutat de la 12 la 3, a lipsit un act, în fine s-a rezolvat și sunt un pic nostalgic, așa sunt melancolic, sunt aproape că-mi vine o lacrimă, dar mie să nu stric microfonul la băieții ăștia. Am făcut ultima mea vânzare ca și agent imobiliar, ultima proprietate pe care o aveam în portofoliu, o casă la Unirii. De ce zic asta? Pentru că eu sunt în domeniul imobiliar în continuare, dar ca și broker, owner de agenție imobiliară, Trâmbițașul Estate, împreună cu fratele meu Vlad Trâmbițașul, pe care o avem deja de aproape un an, în august facem un an. Am luat al 13-lea agent azi, avem 13 agenți în echipă și eu acum de azi înainte nu mai tranzacționez personal, ofer suport pentru agenți, practic eu nu mai am o muncă cu vânzători, eu am o muncă cu agenții, ofer suport pentru agenții imobiliari, agenții mei, adică ce fac eu, mă asigur că lucrează toți după principiile mele, ce înseamnă asta, preț corect, 0% comision, promovare top, mă ocup doar de clipuri video, clipurile video postate pe toate rețelele, bineînțeles, ca să vindem imobilele, că e interesul meu și al proprietarului să vindem. Evaluări de preț, astea nu le las pentru... Adică eu fac chestii pe care nu le poate face altcineva. Okay. Ce poate să facă altcineva? E păcat să fac eu, pentru că oferta e foarte mare. Am reușit să angajez într-un final un asistent personal, o secretară care să-mi preia apelurile, pentru că erau foarte multe, și am primit lista în 14 zile, de pe 8 februarie până pe 22, am primit 158 de lead-uri noi, de oferte noi, pe care le-am atribuit celor 12 agenți, 13 începând de azi. Pe ce zonă ai luat al 13-lea? Unde e? Sau nu l-ai luat pe zonă? Nu, în București. Ah, okay. Tot în București, oriunde, un băiat foarte ok, școlit, abia a fost la cursurile Apair weekendul ăsta, mă face imobiliare de 2 ani, mă bate la cap de vreo jumătate de an să lucrăm împreună, l-am tot refuzat și planul l-am acceptat. Azi am zis că e ok, să-i dăm drumul la treabă. Da. Și sunt trist așa că am vândut și eu 14 ani. Efectiv vândut. Deci, repet, eu vând în continuare, dar ce fac eu e promovare și evaluări și suport pentru agenți și mă asigur că fac treaba ca la carte. Să deschid o ușă la o vizionare poate să fac oricine, nu trebuie să o fac eu. Nu să se ducă cu contractul la un proprietar să semneze condițiile agreate de mine, poate să fac oricine și așa mai departe. Și e mult mai ușor de gestionat. Adică pe vremea când eram agent imobiliar, 100% doar asta făceam, deschideam uși, făceam poze, filme și așa mai departe, puteam să, n-ai cum să vinzi mai mult de 10 proprietăți pe lună. Că nu e timp fizic. N-ai timp de promovare, de lipit afișe, de pus bannere. Nu? Acum, în cât suntem? S-a dus luna. Luna asta am atins 25 de proprietăți vândute cu agenția Trâmbițașul Estate. Ceea ce e foarte bine, zic eu. Nu? 25 pe lună.
12 luni sunt aproape de 300 de, de proprietăți, ceea ce e ok. Și caut să măresc în continuare. Am nevoie de om pe Comuna Berceni și am nevoie de om pe nord-vestul exterior. Însemnând Buftea, Chitila, București Noi, Străulești și așa mai departe. Mogoșoaia, n-am agent acolo. Și nu mă ocup pentru că nu mă ocup. Am făcut greșeala să-mi iau agent pe Bragadiru, foarte bun, Cristina Gigola, foarte bună. Băi, e genul ăla de perfecționist, mi-a semnat reprezentări exclusive 20 în prima săptămână. Ideea... 20 în prima săptămână? Da, bă, frate, are 20 de oferte, Cristina. Bă, știi cum e? Spirit. Dacă te uiți, sper să nu te speri pe mine, e genul ăla de tocilar, ăla de ția 10 pe linie, olimpic la mate, olimpic așa, numai că în imobiliare. Se școlește în continuu, e atentă, e mega atentă, n-are nicio formă de ADHD în ea, 0,0000% ADHD, spre deosebire de mine. De ce greșeala, că am făcut greșeala să-mi iau agent pe Bragadiru? Pentru că am anunțat lucrul ăsta și mă asasinează Bragadiru. Din 300 de telefoane pe zi, 100 sunt cu am și eu de vânzare în Bragadiru. Și nu mai pot, adică deja mai am nevoie de un agent pe Bragadiru. Sunt ideea e că n-am cum să fac clipuri la toate proprietățile pe Bragadiru. Sunt și multe, da, de vânzare. N-am cum să fac mai mult de 10 clipuri pe săptămână. De ce? Pentru că nu pot posta mai mult de unul pe zi, că nu mă mai împinge algoritmul. Mă adresez și proprietarilor care așteaptă. Trâmbițașul, ai filmat acum o săptămână, când îmi pui și mie clipul? Vă zic și aici, stă la coadă, pentru că sunt altele pe care le-am filmat înainte și trebuie să le pun, nu pot să pun mai mult de unul pe zi, pentru că nu mi-l împinge algoritmul. Am pus, se canibalizează, se mărcă unul pe altul, riciu, știi? N-am cum. Câte proprietăți sunt, apropo de oamenii care presupuneau că agenții se bat pe o proprietate sau sunt atâtea proprietăți, am luat o casă în Pantelimon și mă uitam la pe câteva străduțe la oferte similare, erau încă 48 de case la vânzare, într-o zonă mică, de câteva străzi. Așa și pe Bragadiru, când m-am uitat într-o zi, sunt proprietăți la vânzare, n-are cine să se ocupe de toate. Și... Nu facem predicții imobiliare. Ai observat o ușoară creștere și îmbunătățire a pieței în ultima perioadă? Mică. Deci nu ce se va întâmpla, vorbim de ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni. Da, băi, eu simt un 10% față de octombrie. Pe cifre, am vândut pe Berindei greu cu 61.000 în 3 camere. În octombrie am vândut pe Berindei relativ ușor, identic apartamentul, cu 72.000. Mort, distrus, ca ăla, la fel, identic, etaj, tot. 72. 10% sunt mai bine de 10%. Da, se simte o 10-12%. Mică îmbunătățire, da? Stai în schimb, nu și pe exterior, nu pe Ilfov. Ilfovul e în cădere liberă în continuu și eu am o teorie, nu știu dacă e bună sau nu, din ce în ce mai mulți cumpărători cu credit tineri 30-35 de ani. Cam la mine, cam asta e piața acum. Okay. Am văzut oferta și noi cu credit, dă-ne și nou un broker de credit, îl dau, pac, au semnat contractul de credit, au semnat credit ipotecar, s-a cumpărat. Ei acum 10-15 ani aveau 20 de ani, aveau 18 ani. Părinților au vândut apartamentul și au luat casă la periferie ca să aibă curte, să aibă copiii loc. Dar se chinuiau să-i ducă în oraș la prietenii lor. Ok. E, copiii ăștia care au fost chinuiți că vor și ei la prietenii în oraș s-au făcut mari și-și cumpără și ei nu mai vor Bragadiru, nu mai vor Balotești, Ciolpani, că-i departe. Preferă? S-a întors cumva. Acum 10-15 ani era chestia la tineri, ăștia de 35-40 de ani, 50 de ani, să vând apartamentul din București, să-și ia spațiu mai mare cu curte în afară. Mi se pare că s-a întors. Trendul, da. Mi se pare că s-a întors trendul. Că preferă spațiu mai mic, dar aici. Unde oraș, trebuie. În aglomerație. În aglomerație. Unde îți trebuie. Unde faci jumătate de oră. Nu o oră jumate sau un sfert de oră să faci. Asta o simt în telefoane. Pentru că mie încă îmi sună telefonul. E posibil să fie. Adică tot mie îmi sună. E posibil. Dar ai luat contact în ultima vreme cu alți agenți? Ce ți-au zis? În afară de cei la tine. Cu alte agenții, alți agenți. Da. Chiar acum, înainte să urc, am închis cu George Șicaru, fratele nostru de la Brașov, care are Remax Evolution, 30 de agenți, și mi-a confirmat, i-am dat exemplul ăsta cu Berindeiu și mi-a zis, bă, 53.000 garsonieră, okay, identică, acum 59.000. Ok, deci se întâmplă și la Brașov. Și la Brașov. Așteptăm comentarii de la oameni că se mai uită agenți din țară, să vedem, repet, să luăm pulsul. În oraș.
În oraș, Timișoara, Cluj. În periferie e în continuu, e încă așa, e încă așa trendul. Adică ce vindeam cu 150 de mii, acum un an nu mai vând cu 150 de mii, acum vând cu 135. Nu că așa vreau eu, nu sună telefonul. Ok. Am găsit client într-un final pentru Domnești, casa aia mișto, cu piscină, cu 155 de mii, 400 de metri, 200 util, cu piscină, cu garaj, cu foișor, mișto, ți-a adus mobila, te-ai mutat, nou-nouță. Bă, am stat cu ea două luni jumate pe piață, mai aveam un pic expirat contractul, că l-am făcut pe 3, l-am găsit cumpărător acum pe 153. Acum un an jumate aș fi dat-o cu 155 într-o secundă, într-o zi de promovare. Și așa am plecat cu gândul. S-a dus clipul într-un milion de vizualizări. Numai comentarii, mega casă, bravo, super casă. Și dar nu a venit clip. Vizionări 12? Adevărul că sună dând mai bine. 12, 10 da. Mi-au zis, nu ne-am dat seama cât de departe e. Păi nu ți-am dat locația, nu o băgai și tu pe Maps înainte. Mi-am dat 50 de minute. Și ce credeai, că-ți costă tu timpul cu ei pe contrasens? E departe, e departe. Toți mi-au zis așa. Și toți tineri, toți cu credit. Am avut o doamnă care a fost, bine, foarte de treabă, nu poți. Am calificat-o destul de bine, dar m-a mințit femeia până la urmă. A venit la vizionare. Îi plăcea ei foarte mult apartament. Mi-a zis la sfârșit. Am un 3 camere la Pipera. 136 de metri cu balcon, 100 Vitabella, lângă școala americană, 200A, Bulevardul Pipera 200A. Foarte frumos apartament, mobilat, utilat, 136 de metri, 200 de mii. Ceea ce super ok preț, mobilă bună, apartament frumos, etajul 5. Mi-a venit o doamnă, a venit și printr-un agent, colaborare, a stat, s-a uitat, i-a plăcut apartamentul și până la urmă, la sfârșit, înainte să plece, spune... Da, eu știam că e mare pentru mine, că eu sunt singură. Eu sunt singură, știam că e mare pentru mine, dar am vrut să-l văd, că mi-a plăcut atât de mult din poze și... Da, e mare pentru mine, nu. E... Păi și doamnă, dumneavoastră, în câți metri stați acum? Eu stau 97 de metri util. Păi și ăsta are 115, adică nu e o diferență așa de la 97 la 136 cu tot cu terasă. Ah, okay. 115 util. Da, dar eu vreau altceva, da, adică femeia practic m-a mințit doar ca să vină să vadă apartamentul. Mi-a zis că e interesată, că ți-ai pierdut timpul, place, practic? Că... și da și nu, că i-a rămas în cap, după aia se gândea la investiție, dacă să-l ia să-l închirieze, dar sincer pentru chirie nu mi se pare un randament. Fă, e undeva la 900 de euro chirie, să bagi 200 de mii, să iei 900 de euro, nu mi se pare cea mai bună afacere din lume, dar cine știe. Foarte frumos apartamentul. 3 camere, dacă căutați pe zonă Pipera, nu ne bate nimeni la apartamentul ăsta. Da, nu. E un preț foarte bun. E ok. Parcare? Două locuri de parcare, dar alea sunt separat. Dăm preț, mai inclusă doar o boxă. Dar locurile de parcare nu trebuie să le luați. Mă sună vecinii, se bat pe ele. Mă sună cât un vecin la câteva zile. Dacă locurile... Păi și nu dă și el la schimb boxa cu un loc? Le iau eu. N-ai mă cum să n-ai loc de parcare acolo în priză. Vedem. Păi nu, poți să-l cumpere, dar sunt scumpe, sunt subterane, sunt 15.000 locuri de parcare. Și boxa? Boxa inclusă în preț, nu, o dăm gratis. Păi, cu... exclude-o din preț și poți schimb cu parcarea. E o idee, să vedem. Depinde ce nevoie are viitorul cumpărător. Poate are două mașini. Că parcarea are nevoie oricine, că n-ai metro acolo. Da, da, nu, și clar să vină cu mașină. De metri, nu mergi cu autobuzul cu 331. Da. Deși ai autobuz la scară, e pentru cine e interesat de școala americană, acolo de pădure, să alergi în pădure. Proprietarul face jogging. Du-te, bă, și alergă tu în pădure. Eu vreau mai bloc de parcare să-mi parchez mașina. Dar bănuiesc că ai unde să parchezi, nu? Dacă da, n-ai loc. Da, da, găsești. E o străduță fix lângă complex unde las eu mașina. Dar nu poți parca mașina electrică, că n-ai încărcător. Și nici elicopterul. Dacă ți iei, trebuie să-ți iei terasa de... Cu tot cu heliport. Apropo de heliport, n-are nicio legătură. Te-au sunat în ultima vreme oameni chitiți pe investiții, pe fonduri de investiții, că să aduci și să le cauți investitori pentru diferite proiecte, nu te-au sunat? Ce să mă sune? Fonduri de... Oameni care grupează mai mulți investitori, un fel de fond de investiție. Crowdfunding! Un fel, deși crowdfunding, da, și... Doi săptămâna asta. M-au sunat și pe mine. Mi se pare că au început să apară foarte mulți oameni care vor să investești tu banii în ce-ți dau ei. Da, mă, crowdfunding. Pare... Strâng bani ca să construiască și... Și să... Tu să poți facă... să pui și 1.000 de lei să-ți iei parte de... Da, și ai, da. Vine și că au foarte mulți, au proiecte de milioane. Bine, ce mi-au zis mie la telefon, milioane de euro. Eu nu mă bag. Unu, n-am timp să mă mai bag în altceva, pentru că agenția mănâncă tot timpul. Deși eu personal nu mai vând. Nu mai fac tot procesul de vânzare. Eu sunt primul la birou la ora 8 și plec ultimul la ora 8. 7.
Nu am timp, efectiv nu am timp și doi, n-am încredere. Asta, exact asta le-am zis și eu la telefon. Faci reclamă, că eu mă implic, frate, când fac o reclamă și zic că e ca și a mea. Așa da? Le-am zis și eu la telefon. Și se ard oamenii, promovarea mea, păi ce mi-ai dat, trâmbițașule, mi-ai dat... Asta că ești distrus pe viață, nu mai faci business cu nimeni niciodată în viața ta, poți să pui ghetele în cuite, apuci de bucătărie. Așa le-am zis și eu, băi, eu cred că poate voi este serios, nu zic, poate chiar nu, că... dar nu am făcut asta și nu aș face că nu... Nu am eu încredere și dacă eu nu am încredere, nu pot să promovez așa ceva. Câți n-au fugit cu banii? Bursa, BVB-ul, da. Caritas, sunt atâtea exemple. Da, cum ar fi să pune oamenii să investească în nu știu ce proiect de așa și să plece ea cu banii? Da, pleacă planorama. Doamne ferește, da, hai să batem în... Da. Bă, vreau să încep podcastul cu un citat, dar am zis să începem cu povestea ta tristă. Auzi ce comentariu mi-a dat unul, Nicu Stanciu, pe Facebook. Nicu Stanciu. Ți-am promis că îl zic. N-ai nu știu Stanciu. Cine. O nu știu de cine. De așa la FCSB. Nu, Stanciu. E, băi, Nicu Stanciu. E un băiat, nu știu cine e, dar am promis că îi zic comentul. Că am râs, m-am stricat de râs. La o proprietate de vânzare n-aveam nicio treabă comentariu. Că, auzi, dacă îmi fac casă sub pământ, mai plătesc impozit? Impozit pe locuință. Și zic, bă, mă, ce bune asta, nu m-am gândit. Dacă vrei, mă interesezi. Nu, serios. Da, mă, lasă Caterinca acum. Își face bunker. Și el, nu, serios, trâmbițașule, chiar te rog să te interesezi. Da, mă, lasă-mă, Stanciule, cine dă lumina naturală pe câteva sute de lei pe bani, cât e impozitul? Vezi că există sisteme în care poți să-ți bagi lumină naturală și sub pământ, cu un sistem de binocluri, cu nu știu cum mai sunt. Care deci omul super mult serios. Mai scump decât orice căsuță. Pe... decât orice impozit. Și i-a răspuns cineva la un comentariu, cumva un răspuns corect, păi pe locul de vești nu la plătești cimitir, impozit. La asta mă gândeam da. Și eu, da. Da, clar. Da. Ingenios. Da, e bună. Bă, ce zici, mă, că eu nu mă uit la știri, bănuiesc că te uiți un pic mai mult ca mine, sau sper să te uiți un pic mai mult ca mine, că casa lui Iohannis, deși o renovează... A, recorder, cu... am văzut, da. Nu l-am văzut. Îmi tot scrie lumea. Și eu nu știam la ce să... De erau ce? Proteste ieri. A fost un reportaj... Bine, acolo nu... Ei... Nu zic... Iohannis, lasă să se înțeleagă că ar fi pregătită pentru el. Se bagă 7 milioane de euro în renovarea unei vile și e totul secretos. Se lucrează, totul e acoperit, nimeni nu răspunde, s-a luat pentru nu știu ce demnitar, nu se știe tăcât și în documentarul Recorder au lăsat să se înțeleagă că acolo o să fie, o să stea, se presupune că o să stea președintele când își termină mandatul. Pentru că are asigurat și-o locuință pe lângă multe da, eu știam că mai are câteva case, nu știu, știu că citisem pe net că mai are câteva case președintele, nu știu, dar erau proteste ieri, erau oameni cu, am trecut pe acolo și erau cu pancarte, cu... Bă, câți metri pătrați are casa aia de între 7 milioane în ea? Bă, nu s-o construiești, s-o renovezi? Nu, renovarea, da, nu mai știu, dar era ceva cu sere înăuntru, cu... Un dressing de 63 de metri, îmi spune Florin, care este membru Flobo. Flobo este acest studio. Minunat! Veniți la Flobo, am mai pus un reflector. 14 reflectoare, vă recomand. Orice aveți voi de înregistrat, de filmat, de editat, de... eu mă simt ca acasă aici. Ultima oară m-au dat băieții afară pe la 10:30 și trebuie să-ți montăm podcastul. Da. Așa, și se bătea monedă că o să stea o singură familie acolo. În casa aia care cine e mare. Moneda? Cei de la Recorder lăsau okay. Să înțeleagă așa. Și din câte știu eu, familia Iohannis e alcătuită din doi membri, nu? Mă înșel? Sunt doi. Da. Adică practic o să stea doi oameni în căsoiul ăla de... Care nu știu câți a, metri. A cărui renovare au intrat 7 milioane. O să intre, da, pe proiect 7 milioane. Nu știu în ce poate să intre 7 milioane. Că abar, probabil o puteai să o faci și cu 500 de mii. Hai să nu ne aruncăm în presupuneri, vedem când... Oricum, acum a rămas reportajul, când o să se mute cineva acolo, o să afle cine stă acolo, că nu o să poate să ascundă să intre prin spate. Băi, eu n-aș face, eu n-aș accepta în locul lui. Păi, unu, n-ai nevoie de bani. Cred că cu presiunea asta publică e complicat să mai stea acolo, mă gândesc, nu știu. Dar nu-ți trebuie, de ce să te trezești cu amărâți pe la poartă să scoată ochii încă 10 ani dacă n-ai până se uită? Ai pază, mă, acolo, nu se apropie nimeni. Nu, vine nu nimeni. Să-ți scoată la propriu, să zică, hoțule, dă-ne nouă. Câtor oameni li s-a întâmplat asta de la Revoluție încoace? Spune-mi și mie, cine a stat la poarta cui și au strigat hoțule? Zi, dăm un exemplu.
Nu știu că nu urmărești. Nu stă nimeni nicăieri, că noi uităm repede. Noi azi ne aprindem, azi dăm comentarii, azi facem peste 3 luni. V-am pupat. Nu știu, am atâtea exemple când puteam să facem ceva și n-am făcut. Ce să... O să uite, în 3-4 luni nu mai ține. Hai. Bă, să nu uitați chiar tot. Adică nu... Acum uităm. Avem atâtea exemple și de... influencer și de care au făcut și s-au dat la fund o lună și după o lună au ieșit iar la suprafață și toată lumea a uitat. Nu știu, ce s-a întâmplat. Știi de ce n-o să se uite de legătură cu ce? N-o să se uite de trâmbițașul.ro, vedem sigla acolo. Cea mai nouă platformă de anunțuri imobiliare disponibilă în toată țara acum. Lucrez la hartă. Acum lucrez să implementăm harta cu totul. Okay. Momentan avem doar zone. E încă gratis. Am anunțat inițial 3 luni. Cred că va fi un pic mai mult. Că vreau să strâng o bază de date mai grasă de anunțuri, să depășesc toate site-urile de imobiliare din țară și după aia o să fie cu cost. Foarte bună. S-au vândut, știu din sud, de la echipa de IT, au fost retrase de pe platformă 20 de anunțuri în 3 săptămâni. Deci s-au vândut 20 de proprietăți în 3 săptămâni, în condițiile în care s-au postat în acest timp 400 de proprietăți. Asta înseamnă că 5% s-au vândut. Bă, nu-i rău! Am făcut eu un calcul cu mine așa, 5% câte aveau prețuri corecte? Că noi știm, oamenii nu prea pun prețuri corecte. Zic că au avut prețuri corecte 15-20%. Din alea s-au vândut un sfert, 30%. E bine! Ieri am fost la echipa de IT. Salutăm echipa de IT. Cifre, am trafic, acum am 3500 de oameni pe zi, trafic. Păi, intră pe site. Da, 1500 de conturi create. Un trafic create? Bun, nu știu cât trebuie să, sau maxim, sau cât. Băi, e super bine. În prima săptămână a avut 2000 pe zi. Eu nu mă pricep, dar echipa de IT sunt top ingineri, a zis că e fabulos, că le vine să creadă. Deși mare reclamă n-am mai făcut. Am pus cam un clip la o săptămână. Doar că nici nu poți să pui în fiecare zi să... Dar menționez de trâmbițașul.ro în fiecare proprietate pe care o prezint. Adică în fiecare zi eu postez un clip în care menționez. Okay. Și poți să zici că mai rămân de acolo câteva. Da, deci de asta să nu uitați, postați pe trâmbițașul.ro. E o aplicație a tuturor. Că mă sună, mă! Oamenii încă n-au înțeles. Nu e a mea, nu e site-ul meu. Nu e site-ul agenției mele, nu e site-ul meu. E o aplicație, e o platformă de anunțuri imobiliare disponibilă pentru toată lumea. Postează cine vrea, proprietar sau agent imobiliar care nu ia comision. Iată aplicația. Și am scos la rugămințile... divizie de legal ca să nu avem probleme. Am scos obligativitatea înregistrării contractului, că așa m-am lăudat că o să fac. Am făcut-o, dar am scos acest lucru. Contractul de vânzare-cumpărare, dreptul de proprietate sau contractul de reprezentare exclusivă nu mai trebuie să-l înregistrezi atunci când ai un anunț. Ai doar două obligații, să fie clip video, să fie locație exactă și să fie cu 0% comision. Pentru că, bă, le era frică. Sunt mulți care nu știu că nu mai ai cum să faci manevre imobiliare în 2024. Nu mai există din 2011, de când cu cartea funciară, nu mai ai cum. Dacă tu nu te duci cu actele originale în mână, cu buletinul și cu fața ta, se uită notar la tine, nu mai există manevre imobiliare. Deci n-am eu ce să fac cu actele voastre. Dar echipa de legal m-a sfătuit să, mai bine să... să scoatem asta ca să nu ne mai... De ce? Intră un hacker. Și... sparge contul și face publice toate datele oamenilor care au postat contractele. Atunci o să am probleme. Cumva eu nu le-am protejat datele. Știi, aici aveau dreptate. Dar nu se întâmplă de astea. Ce, se mai șterg canale de YouTube? Sau? În schimb, ai bifă pe proprie răspundere. Ce, ești proprietar sau agent imobiliar? În reprezentare exclusivă. Și primești report. Păi ce contează pentru cumpărător? Că e cu comision zero, orică e agent, orică e proprietar. Da, acolo în... și cumpărătorul, că sunt două tipuri de conturi. Unul vizitator, cel care caută, și doi seller, cel care postează. Da? În total am acum 1500 de conturi adunate. Sunt vizitatorul, când vede un anunț, poate să-l reporteze, să-i dea report, okay, din trei motive. Unul, mi-a cerut comision și am pățit-o deja. A cerut comision, da? Da? Și mi-a și dat... Câtă minte să ai, Toma, aici să intri să cer comision, să nu te gândești că... Da, mă, frate, și mi-a dat... A căutat numărul meu, mi-a dat discuția cu agentul prin screen pe WhatsApp, am și făcut clip despre asta. Un agent care nici n-a recunoscut ce a făcut, a și mințit. El neștiind că mi-a dat prin screen-uri cu discuția, da? Deci poți să raportezi faptul că ți-a cerut comision, poți să raportezi faptul că e anunț duplicat, că îl mai are cineva, nu e ok, nu e bine, și poți să raportezi faptul că e conținut neadecvat, să nu apară vreun minor, vreun penis, să vreun... Pună. Dar din toate lucrurile din lume aici a intrat să minte să pună comision zero și pe aia să ceară comision. Discuția care a fost?
Bună, era o fată. Am văzut și eu anunțul tău, apartamentul două camere, cu loc de parcare la 450 de euro. Da, e valabil. Crezi că putem să ne înțelegem la 400 de euro? Dacă poți să oferi 400 de euro pe lună, asta scrie în mesaje. Semnezi azi. Și el zice, păi dacă ți-i scol la 400 de euro, trebuie să plătești comision, o jumătate de lună de chirie. Ce băiat. Da? Mi-a dat mesaj cu prinskinul fata, am dat imediat la echipa de suport, i-a șters contul. Ce înainte la anunță, echipa de suport la anunță pe utilizator, vezi că ai făcut greșeala asta, așa, și ce zice el? Păi da, mă, dar mi-a cerut femeia o negociere de 150 de euro. Și ca să nu o refuzi, am zis să plătească comision. Dar, de fapt, i-a cerut o negociere de 50 de euro. Indiferent practic ce negociere. Pentru binele ei cerea comision. Indiferent ce negociere ar fi cerut, chiar dacă a mințit cu negocierea, era 50-950, el avea doar două variante acolo. A, prețul e fix, nu e negociabil, îmi pare rău, sau B, dați-mi voie să vorbesc cu proprietarul să văd dacă lasă la 400. Dar nu te ajut, vorbesc eu cum adică. Păi după cine reprezinți, mă? Tu reprezinți proprietarul, ai obligația să transmiți orice ofertă pe care ți-o dă un cumpărător sau un chiriaș. Scrie în contractul de reprezentare exclusivă. Bănuiesc că n-ai așa ceva, da? Da. Complicat, complicat. Apropo de, ai zis cu datele personale, contractele, băi, m-am chinuit să iau o adeverință de la asociație, în rezidenț. În militar rezidenț? În militar rezidenț. Era proprietarul, lăsase procură, era în Olanda, plecat, și tatăl nu era din București. Și m-am dus personal până acolo, doamnă, am buletinul, am tot ce trebuie, am procură, am tot ce trebuie să vă dau, să nu facă omul ăsta un drum să vină din alt oraș pentru adeverința asta, ca să o iau eu. N-au vrut să-mi o dea, mie a trebuit să vină omul ăla să o ia, ca să putem să facem vânzarea, l-am pus să facă un drum, să vină din provincie, să vină să ia adeverința, să... Nu mai zic că e greșit să ia adeverința, după aia bine că s-a uitat că mai făcea un drum, e greșit odată. Da, ne-am uitat și am vorbit la notariat și mi se pare exact ce zici tu, doamnă, ce pot să fac eu, că adeverința asta atestă că are plățile la zi și e semnat aici de asociație că și-a plătit totul la zi, la bloc. Ce pot să fac cu ea? O iau și unde mă duc? Dar dacă îți făcea o împuternicire de mână omul și se o trimitea cu semnătură digitală? N-au vrut nu voiau nici să vorbească cu el la telefon. Doamnă, uitați, vorbiți cu proprietarul ca să vedem. Nu, eu nu vorbesc cu niciun proprietar să vină fi să... Fi avut dragi pe el de dinainte, mă, fi avut vreo râcă... Nu, e că nu se știau că sunt eu un birou în militar rezident, sunt mii de apartamente care vin, n-au treabă, erau firmă, nu știu. Da, la militar rezident au un program, gen de la 8 la 6 și eu la parter, la un bloc, cred că tot cartierul vine acolo sau toate bloc. Nu îi știi pe toți, n-ai treabă, dar când sunt ei mai catolici decât papa, în fine. Exces de zel. Da, luam adeverința și măceam și îi vindeam apartamentul cu adeverința aia, ce făceam eu cu el, nu știu. Dar na, sunt oameni și oameni sau încă un drum degeaba și eu și el, două drumuri degeaba. Se întâmplă. Apropo de oameni și oameni, bă, n-aș vrea să intru încă în capitolul CP, că putem să ținem o oră. Am avut la CP luna asta, băi, priză. Trei îmi vin acum aminte toate adunate, una peste alta, așa suprapuse, că ele sunt mai multe, de fapt. Se întorc pe alte părți. Întâi hai să vorbim de oameni și oameni. Al doilea oameni sunt ăștia cu țepe, primii oameni sunt ăștia, băi, care nu prind și o ironie, nu prind și eu. Am două camere, am avut, că s-a semnat rezervare ieri pe prețul cerut, ăștia care a zis că nu face decât 20.000. Și ăștia a Giurgiului, bloc vechi din 68, da, 10 din 10... Cumva liftul până la 9, urcai un etaj pe scări. Bă, și din apartamentul de la 10, nu știu dacă ai văzut clipul, ieșeai direct pe terasa blocului. Avea ușă. Am văzut. Eu am început clipul de pe terasă, care era o terasă lungă, că era un bloc cu multe scări și comunica toate blașa. Cu o glumiță, cu o șușă, cu un hook, cu un cârlig, spectaculos. Am început clipul spectaculos, cum place mie să le încep. Ca ai terasă de 200 de metri. Ai balcon, ai terasă de 200 de metri. Și oamenii au presupus că aia e în acte terasa ta. Bă, trâmbițașule, minți, păi ăla n-aia e terasă, aia nu-i balconul tău, n-ai ce căuta acolo, e balconul, bă, e terasa blocului, că n-a, hoțule, păcălești, că face 20 de mii, că n-ai acces acolo, că... Da, deși eu am zis în apartament când am intrat după aia, am prezentat, că el teoretic n-are balcon, dar vă puteți folosi de terasa asta. Am aflat că nici n-ai voie să te folosești, că trebuie să protejezi cumva cartonul ăla care hidroizolație și dacă calci pe el, de exemplu, cu tocuri sau cu pantofi mai tari, se crapă în timp și îl
distrugi pe ăla de jos, că e plouă în casă, hidroizolație. Dar găsiți soluții, pui un podest de lemn, pui o, știi, un podea din aia de lemn suspendat cu două placa, în fine, poți, există. Bă, dar pe rău, bă, pe, de, eu nu înțeleg minți. Oamenii ăștia care zic că mai îmi dau și mie mesaj. S-a vândut în două zile cu 45.000, fiți cât am cerut, să fiți voi sănătoși. Și omul care a venit și a cumpărat a văzut, a văzut actele, a văzut toate detaliile, asta nu înțeleg oamenii. Voi credeți că se vinde dintr-un clip ăla, sună după clip și cumpără și cumpăr. Nici nu vede, deci gata, am văzut, gata. Trebuțașul le semnează tu și pentru mine. Omul vine să vine, vadă. Aulă, nu-i balconul meu, nu e în acte? Că așa am și eu mulți, că de ce nu mi-ai zis pământul din grădină, de, ce strat e de pământ în grădină? Și omule, nu vii la vizionare și o să vezi toate detaliile. N-am cum să spun tot într-un clip, că unul vrea să știe pe tavan ce e, unul vrea să știe gura de la canal, dacă e din ce e. O să vii la vizionare, clipul e făcut ca să vină oamenii la vizionare, că cine cumpără o să vină, să vadă, n-o să păcălim pe nimeni, o să vadă toate detaliile. Am vândut o proprietate din clip. N-a mai venit omul. N-a mai venit la vizionare. O garsonieră într-un bloc unde mai avea 5 garsoniere la închiriat. Asta e altceva, da. Da? Știu blocul și da, se întâmplă și asta. I-a convenit prețul, hai ne vedem la notariat. Păi nu vedeți, nu mai vin trâmbițașurile. Plutonier Petre Ionescu, garsonieră etaj 2 cu centrală termică, moartă, distrusă. Așa s-a vândut. Când știi blocul, da, e... Ca și cum ți-ar ce ție de un... Și tu poți să cumperi într-un bloc pe care știi. A văzut știi. Cum arată, a văzut că 5. Trebuie renovare completă, a văzut că are centrală. Ce să mai vin să văd? Prețul ăla el știu că mai am 5. Cum ți-ar ce ție pe Lăptari sau undeva în bloc? A, gata, le știu, nu trebuie da. Să vin să văd, știu scara. Apropo de asta, mi-am adus aminte, acum câteva zile m-a sunat un om. Dacă vreau să mă ocup, tu te ocupi de gestionat proprietăți închiriate? Administrare manager, imobile? Da, să fii manager. Nici eu nu mă ocup. M-a sunat un om dacă vreau să mă ocup care niște garsoniere, mi-a zis. Băi, e un business bun pentru cine are de-astea de administrator în cap, cunoștințe și răbdare și se poate să facă față la mai multe chestii deodată. Cine n-are ADHD, eu am ADHD, nu pot. Și așa i-am zis și eu. Și l-am întrebat, i-am zis, bun, să presupunem că aveți, nu știu, 7 garsoniere și le aveți închiriate cu 300 fiecare. Cât îmi dați? 10%, nu știu că se ia bani, bănuiesc că 10%, da, 10-15%, 10% ar fi 30 de euro de garsonieră, ori 7 ar fi 200 de euro. Nu merită 7 garsoniere în blocuri vechi? Nu merită, se pot sumare. Sparge oricând, țevi, stai că schimbă un bec, stai curge apă, stai că... Dar omul când i-a zis, n-am 7, cum să am 7? Îți zic, n-a putut să-mi zică la telefon, mi-a să zic dacă e când ne vedem față în față câte am, dar cred, după cum suna, că avea foarte multe, în sensul că mi-a zis că prima a cumpărat, asta mi s-a părut fabulos, omul cumpăra de la Revoluție garsoniere, proprietăți, și a zis că prima a cumpărat-o la Dristor, oare și acum, cu 530 de dolari. Prima garsonieră pe care a luat-o el după Revoluție, a avut viziunea asta față de alții, a simțit, bă, o să dezvolte oamenii, o să-și caute locuințe de închiriat, am niște bănuți, mă apuc să cumpăr garsoniere. Și de-a lungul anilor, acum era un pic mai în vârstă, de 30 de ani, 30 ceva de ani, tot cumpără garsoniere. Cea care 35. Și făceam calculul de, mă gândeam, de câte ori și-a scos banii la prima garsonieră de 530 de, de dolari, că acum dacă oare, bine, erau, na, și banii aveau altă valoare și etc., dar... Oricum erau mai ieftine ca acum. Dar ca idee să închiriezi acum cu 300 și tu să fii cumpărat. Hai zici că avea 35 de garsoniere, ori 300 de garsonieră, cât vine? Mulți bani, foarte mulți. Dar și să gestioneze atâtea, n-ai cum. Că mă și 10.000! 10% înseamnă 1.000. Păi cum să gestionezi 35 de garsoniere pentru 1.000 de euro? Nu merită, n-ai cum, n-ai cum fizic. Fie cu iertare. O iei razna. Dar nu rentează. Facem jumătate banii și mă gândesc să mă bag pentru 5.000 pe lună, parcă aș gestiona 35 de garsoniere. Nu eu! Dar sunt greu de gestionat, că sunt 35. Mi-e greu să număr până la 35. Îți dai seama că în fiecare zi se întâmplă câte ceva la... Dar de ce să nu zică la telefon? Că până la plătește taxe pe toate. Nu înțeleg de ce nu ne-am întâlnit. Poate avea 100, poate avea 300. Ma, n-ai cum să administrezi. Deja cine trebuie să-ți faci deja firmă să de administrare. Oameni. Mi-a zis că avea pe cineva, dar cred că a cedat omul ăla. De-aia mă gândesc că sunt foarte multe. Că mi-a zis că avea tot un agent sau cineva care se ocupa și a zis că nu mai caută pe altcineva, că nu... Na. Nu renta. Și omul deja ajunsese să îi le închirieze... Nu mai conta chiriașul, doar îi făcea trafic, îi băgai și la fel, trebuie să te ocupi, să bagi oameni ok, să nu-ți dai seama 35 de garsoniere. În fiecare zi ai treabă, minim cu una. Asta zic, să faci ceva, să... Da, complicat. Ceea ce nu e un lucru rău, că trebuie să
faci treabă ca să fii plătit. Dar nu... E responsabilitate foarte mare. Dar nu... Nu m-aș băga că nici eu n-am răbdare. Te sună la orice oră. Acolo trebuie să fii la orice oră. Dacă s-a spart o țeavă, da, la una, trebuie să te duci în... 3 noapte. Militar, la 3 dimineața, că s-a spart o țeavă, du-te să rezolvi. Că mă faci, rog, da, suni instalatorul, vine și el, dar trebuie să te duci și tu să... Complicat. Nu știu cine se poate ocupa de atâta garsoniere. De-aia admir pe cei asta. Vreau să-i laud pe oamenii care au, se ocupă cu așa ceva. Bravo. Da, n-aș avea răbdarea să ai 30-40. Și sper că luați mai mult de 10%. Că face mai mult de 10% munca asta. Minim, undeva la minim, 20. Minim 15 aș recomanda și eu. 20 ar 20. Fi ideal. 20, da. Nu vă băgați sub 20. Cea mai mare țeapă de anul ăsta, mă bucur că am început cu ea, în sensul în care, nu, serios, și în sensul... Și abia început anul. Păi asta zic, gata, adică mi-am luat țeapa mare pe anul ăsta, că am avut cam în fiecare an, țepe am avut mai multe mici, treci peste ele foarte repede și peste asta am trecut, mi-am luat vreo săptămână. De ce? Pentru că a mers foarte bine clipul, bă, frate. Casă Trandafirilor, Popejle Orden, 2.700.000 de vizualizări. A mers foarte bine și știu de ce, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult casa. E fix modelul de casă pe care eu îl vreau pentru mine și familia mea, pe care aș fi luat-o dacă nu eram Popești, dar mi-aș fi vândut un rinic pentru asta. N-am banii aia, banii respectivi. Și mi-a plăcut atât de mult încât parcă am simțit că e casa mea și am dat altfel prezent. Nu știu. Sunt case unde, bă, mă, intru în transă când fac prezentare și s-a dus super bine. După o lună jumate mă sună proprietarul că vrea să întrerupem contractul de reprezentare, să-mi dea rezilierea. Zic, nu dați rezilierea, că nu se semnez, telefonul încă sună. Am avut un client, mi s-a sucit cu o zi înainte de notar, că și-a dat seama că scara n-are nu știu ce și cade fisul pe scări, care fisul are 7 ani. A, mă, frate, că nu-ți mai cade. Așa a fost să fie. S-a sucit din alt motiv, sigur. Dar m-a bătut la cap rău de tot. Nu pe mine, pe Cătălin, agentul care se ocupă. În sensul care a venit la vizionare. Mâine a venit cu măsa, apoi mâine a venit cu tasul și înainte s-a semnat așa, a trecut de bancă, că lua cu credit. Bă, și când se nu mai, m-am gândit mai bine, nu mai vreau să iau. Pam, pam. Da. Și după așa că el vrea să reziliez, zic, nu reziliez, că unul, clipul s-a dus foarte bine, adică a muncit, s-a văzut. S-a clar văzut în roade. Momentul ăsta, oricine căuta o casă acolo a văzut-o la mine în clip. Și poate oricând să vină să bată la ușă, ceea ce s-a și întâmplat peste o săptămână. Pentru că după 2 săptămâni de când mi-a propus rezilierea mea și trimis-o pe mail sau pe WhatsApp lui Cătălin, n-am semnat-o, că ai zis că nu o semnez. Avea clientul de atunci. Îi zic lui Cătălin, ia scoate-mi un extras de carte funciară, că informație publică costă 20 de lei pe site-ul OCPI, să, pe oficiul de publicitate imobiliară și cadastru, să vedem dacă a vândut. Și apărea cu un nou proprietar. Bună ziua! Am aflat că ați vândut casa. Da. Păi și n-ați uitat ceva? Ce să uit? Păi, noi avem contract. Păi nu ți-am trimis rezilierea. Păi v-am trimis-o înapoi semnată? Nu, îmi pare o Șerban. N-am ce treabă cu tine. Mi-a venit clientul. Știu că va veni clientul, că a văzut toată țara casa. Normal că va veni clientul. Că de-aia am făcut clip să vă vină clientul, nu? Cum facem? Unde vă trimit factura? Nu-mi trimis nicio factură, că eu am vândut pentru o agenție, am plătit deja alea comision. S-a contrazis în același minut. I-a venit clientul, după aia mi-a zis că a dat deja comisiunea altă agenție, că a venit până altă agenție. Știi? Da, asta e ultima. Acum m-am gândit. Cum ar fi să vină la clipul tău, să vină un agent direct la ușă cu clientul de mână și să fi înțeles cu ăla și să vândă alt agent pe clipul tău să ia. Bine, nu știu dacă te-a mințit asta, că a plătit. Poate n-a plătit comisiunea, poate s-au dus singur. Da, nu mă. Păi, l-am zis că s-a contrazis el. Întâi a zis că a venit clientul, după aia a zis că a venit până agent. Da. Dați-i comisiunea, nu-ți dau, mi-a închis telefonul în nas. Bă, și am stat îndoit vreo 5 zile, o săptămână, dacă să-l dau sau nu în judecată. Puteam să câștig dublu comisiunului. Deci, ca să-ți faci o idee, 250.000 pe acolo era casa, 4% plus TVA, 10.000 net, da? Dublu însemna 20.000, plus cheltuieli de judecată, îl distrugeam pe om. Trebuia să le plătească. Câștigam, n-avea cum să nu câștig. Sunt firme, ori vindeam drepturile litigioase și luam doar de la ei 5.000 și era ok, știi? Sau le dădeam comisiuni. Știi că sunt firme care se judecă pentru tine și primesc comisiuni așa cum noi vindem apartamente pentru proprietari și prin comisiuni? Cât e prejudiciu? 20.000. Aveți comisiuni 25%. Și se ocupau ei de tot. Nu mă implicam eu în proces, nu făcea nimic. Plăteam doar timbru, taxa de timbru.
maxim 1000 de euro cât putea să fie. Dar 500. Ai decis să nu. Am decis să nu, mă, tată, nu. Nu, pentru că eu cred în vorba aia, că dacă un om vrea să-ți ia cămașa, dă-i și haina. Și chiar m-am gândit să-l întreb dacă n-are nevoie de 1000 de euro. Apropo de vorba asta, să-i trimit, că poate îi merge greu după ce a vândut casa. Și sunt curios, sunt convins că divinitatea va face ordine și le va așeza într-un final și că pedeapsa va fi mult mai mare de 20 ceva de mii de euro cât l-ar fi dus procesul și taxele și daunele. Și o să o simtă. Dacă vezi podcastul ăsta și când o să-ți vină pedeapsa de sus, să știi că de-aia ți-a venit. Să știi că de-aia ți-a venit. Ai făcut ca aia, eu nu blestem, dar să dea Dumnezeu. Nu, mă, deci că n-am blestemat. N-are cum să nu vină pedeapsa, da. N-are cum să nu vină. Da. Mai ars pe corectele cu 10.000 de euro. Pedeapsa va veni, nu din partea mea, din partea lui Bunuțu. Când va veni, să știi de ce. Asta, ce blestem e? Să dea Dumnezeu să nu-ți vină pedeapsa, să te ierte că ești și tu om și că ești omul banului și că ți-ai vândut sufletul pe 10.000. Până la urmă, bă, așa ieftin un suflet? 10.000 un suflet? E cam ieftin. Eu îi admir pe oamenii ăștia care așa cu atâta nonșalanță după ce știu și ei că... Cum îi admir? În sensul, nu, că au tăria asta de a face așa, de a te privi în ochi și să-ți spună, dar ce-ai făcut tu pentru mine? Ce? Ce-ți dau? Pentru ce? Adică mi se pare incredibil că poți să fii așa de... Nu, nu, ce, m-ai ajutat tu cu ceva? Ce clip? 2 milioane? Ce? Vizualizări? Auzi ce a zis? Că mi-am crescut canalul pe casa lui? Da, da, de fapt te-am pentru ajutat. Pentru că mi-a zis asta la telefon. Păi avea toate când, se gândise ce să zică dinainte. Când știa... îi ziceam că am făcut multe view-uri și a văzut toată țara, păi dacă a fost casa frumoasă, zi mersi că ți-ai crescut canalul. Eu făceam 2.700.000 casa și fără tine, dar zi mersi că ți-am dat ție să pui pe... Da, că dacă și făcea el clip cu casa, făcea el 2.700.000 de promovare, mulțumesc frumos. Da, mă, și, dacă... și cum sunt înainte să preiei proprietatea? Mamă, și se roagă de tine, dar eu nu acum am veniți. Domne, vă rog eu, că știu că o să o vindeți, vă rog eu, haide să facem să, și după aia să zică, ce, cu ce m-ai ajutat? Că ce, ce deci m-a prins în perioada în care nu acopeream Popeștiu, nu aveam acolo, acum am. S-a rugat de mine, asta chiar așa e. Păi așa se întâmplă. S-a rugat, te-ai rugat de mine, băi, frate, băi, s-a rugat și de după mine. Aia, da. Da. Dar mi-a trecut și asta, zic, hai că Dumnezeu le așează. Pentru mine l-a așezat deja bine. Nu știu cum o să le așeze pentru el. Proprietatea asta ultima, dar am vândut-o acum, mi-a picat în cer vânzare. E o proprietate de care mă ocupam de un an jumate. Nu se vindea, pentru că intră undeva la 200 de mii în consolidarea ei, crăpată toată, o casă central pe la Unirii. Și am tot avut vizionări, negocieri. Și s-a înhămat o doamnă, știa la ce s-a băgat, a echipă de construcții, să recondiționeze, să facă business cu ea, să facă ce vrea ea, și a cumpărat. Deci e o vânzare și cumva încasarea e la fel de mare ca pierderea ce pe care mi-a adus-o. Da, deci nu mă așteptam. Pentru mine l-a așezat. E un echilibru de fiecare dată și de-a lungul istoriei când s-a întâmplat asta și eu am pățit la fel, a venit din pământ altceva și a compensat și da. Chiar pe plus. Deci niciodată, nici eu nu fac probleme la... În schimb, îmi pare rău de Cătălin. Cătălin, da, agentul care da, s-a corect. Ocupat de casă, că da, el, la el, pentru el nu s-a compensat încă. El, o să da. Se compenseze și pentru da. El. Da. Cătăline, hai, dăm un noroc când ne vedem și las că vine altă, vine altă proprietate. Da, dar el a vrut să ne ocupăm de ea, că până la urmă el a zis de-a mie. Băi, nu ne ocupăm de Popești. Hai mă că o iau eu, că e aproape de mine, că el stă în Berceni, în Boltenițe. Bine mă iau. Se întâmplă. Un agent foarte bun, ca de altfel toți agenții din Trâmbița și Estate. 13 la număr începând de azi. Reprezentare exclusivă, zero comision, vizionări la orice oră. Omul e foarte, foarte ok. Promovarea, eu am făcut-o, negocieri și așa mai departe. Eu, evaluări, eu... Clipuri, dacă vreți dați comisionul, dacă nu, nu. Doamne ferești, nu mai zici așa, că și eu iau ăștia în ca... Am făcut clip despre asta, știu că mi-am tăiat craca singur. Cumva eu vă ajut să vă descoperiți sufletul. Ia vedeți! Puteți să mă ardeți. Da, băi, am o limită. Adică vă jucați cu focul. Eu promit cu mine, acum, cum mă știu eu, că am mai avut ocazia că nu o să mă judec niciodată. Pentru că dreptatea nu se face de către oameni și printre oameni. Se face de către divinitate. Dar cine știe cum evoluează viața? Cum îmi schimb concepțiile? Pentru că oamenii se mai schimbă, se mai răzgândesc. Dacă de la un moment dat mă decid să vă dau în judecată. Așa că eu nu m-aș juca să mă ardeți.
Hai mă să vinde cu ăsta, că e 0% comision, 2000 de vizualizări, vinde repede și la preț corect și nu-i dăm comisionul, că nu ne se judecă cu noi. S-ar putea să... Dai și tu un exemplu, ideea, ca în orice, care e? Să dai un exemplu. Că nu e cineva. Firma mea. Trâmbițașul Estate este firma mea și a lui fratimiu Vlad Trâmbițașul și fratimiu. Nu gândește ca mine. Eu l-am convins pe fratimiu cu greu să nu-l dăm în judecată pe ăsta. Hai, Bruzi, te rog eu frumos, lasă, nu strică Vlad, principiile. Cred că a mai dat, de-a lungul timpului a dat în judecată. Și a câștigat. Da. Adică îți câștigă procese. Da. Dar dacă fratimiu se mai întâmplă o dată de două ori și zice, nu mai gata. Vlad, Șerbane, nu-l dai tu în judecată, răspund eu, până la firma noastră, nu decizi tu, pentru că e și mai mare. Și e și omul de la care am învățat meserie. E tot ce știu eu, știu de la frate. Nu prea pot să mă contrazic cu el. Că am pus picioarele zilnic că sunt unde sunt. Și am recunoștință eternă pentru frate. Da. Mai tu unul sau trec eu la următor? Mai am unul. Mă specializez ușor-ușor pe militar rezidenț. Am fost sunat oameni de militar rezidenț, am început să învăț zona, să știu blocurile, să știu. Dar nu ți-e peste acolo. Mână, mă, priză? Ca drum, băi, frate. Mie peste mână ca drum, doar că îmi setez vizionările într-o zi la o oră. Nu vrei tu să-ți angajezi un om pe salariu fix, să-ți deschidă ușile, să semneze contractele, mă gândesc, să-și facă momentan, pozele, să facă chestiile? Vreau să fiu eu acolo, eu vreau să fiu eu și la... Mă, nu! Nu! Eu nu zic când te duci să iei proprietatea, să o vezi, să o evaluezi, tu ești capitanul. Dar când te sună trei că vor vizionare, după ce au văzut clipul, la ce te mai duci tu? Vreau cumva momentan te să interacționez și cu dai 1000 de euro pe lună și să... Da, știu ce zici, probabil o să ajungă și acolo. Momentan nu e cazul că sunt ok. Îmi selectez puține proprietăți, cât să pot să merg. În rezident să-mi pun sâmbata la 12 sau ceva vizionările și nu mă duc miercurea la 5 sau... Știi când cred că o să faci asta? Când o să apară un copil. Că momentan n-ai. Când o să apară un copil și sâmbăta trebuie să ieși cu el în parc, sănătos, nu mai asta te duci altceva, la militar, da. Rezidență. Da, eu oricum, și acum știi că am timp, plec, îmi fac programul. Ai timp, știu, pentru că nu ai, da, alte... Îmi fac programul lejereanu, nu vreau să mă, să mi-l ocup tot timpul, de-aia zic, vreau să fiu eu momentan, da, probabil pe viitor mă gândesc să... Știi că sunt în discuții și cu vărul, să vedem dacă se bagă să... Măi, eu nu zic să scazi calitatea serviciilor, să pasezi din chestiile pe care poate le poate face oricine. Să redacteze un contract pe termenii pe care este sigură, da, poate să facă oricine. Să facă niște fotografii, poate să le facă, da, oricine. Și să meargă deschidă la o ușă la un, da, client să vadă, poate să facă oricine. În schimb, exact, evaluarea poți să faci doar tu, corect. Întâlnirea cu proprietarul, discuția poți să faci doar tu. Clipul video îl faci doar tu. Și vânzarea în sine, negocierea finală. Că vânzarea a mers la notariat și așa, poate să o face notarul. Da. O face notarul. Da, corect. Ziceam că oamenii vor să, deși n-am treabă cumpărătorii, mă sensibilizează, îmi zic, păi, dar îl cumpăr, dar mi-l și închiriez, dacă eu iau ca investiții, vreau așa, totul, da, să mi-l închiriez, știi? Și îți dai să le zic oamenilor, da, că v-am zis că, na, vi-l și închiriez. Atunci, da. Da, și mă ocup și le și vând, le, și că acum mi-a cumpărat cineva din Slatina, aveți de-aia, n-au nici timp să vină din Slatina să facă, să vă las, mi-a lăsat cheia, n-am normal nimic că de comentat, m-a întrebat dacă îmi las avans la chirie. m-a luat râsul cum mi-a zis, să-ți las un avans la, da. Da, cam cât să-mi lăsați. Ce-mi plac, ce-mi plac oamenii ăștia care te miros. Foarte că ești om bun treabă. Și merg pe mâna ta, îți dau toată, da, încrederea, ia. Am avut, înțeles că am avut o doamnă la Obregea cu un apartament, de efectiv m-a sunat, a venit domnul Cristi, uitați cheia, mulțumesc, mă sunați. Da, mi-a lăsat cheia și a plecat. Eu nu lucrez cumpărători, adică nu reprezint cumpărătorii. S-a rugat o doamnă la un moment dat de mine cu 100 de mii. Șerban, îți fac procurări, dau 100 de mii, cumpără și mie ceva de investiție, n-am timp să mă ocup. Doamnă, cu tot dragul, am portofoliu. Dacă găsiți ceva, dacă la mine, așa, dar nu pot să vă... Băi, te las pe tine, cumpăr, da, comision, trei, nu pot, nu reprezint cumpărătorul, nu-mi place, nu... Da, da, dar tot așa, încrederea oarbă, ce îți dă 100 de mii cont? Putea să-i cumpăr orice. Și câți cumpărători din străinătate m-au sunat în ultima lună, tot la fel, toți vor case și din Olanda, vor să vină în România. Și hai să nu ne mai lăudăm cu caracterele noastre impecabile în ale imobiliarelor, chiar dacă așa este, da? Nu ne-am lăudat. Nu ne laudă alții, ne laudăm noi. Mergem la Cluj pe 25 martie.
Tot așa, tot pe deal ăsta? Sper că nu. Sper că nu. Pe 25 martie. Tot el organizează și la Cluj. Avem deja 45 de rezervări. Recomand 25 martie Cluj. Întrebați. Da, mai e întrebați o lună, se mai acolo. Strâng, măcar 100 de oameni să fie. Dacă nu găsiți contactul, îmi scrieți mie în comentarii în clipul ăsta sau în privat, pe TikTok, pe Facebook, pe numărul meu, mă sunați și vă dau contactul organizatorului. Nu noi organizăm. Știi că dacă organizam eu, încasam eu banii, tot, dar n-avem timp. Adică cine ne cheamă? Că acum tot așa, ne-a chemat o agenție din Cluj. Zic, bă, nu venim pentru agenție, adunați mai mulți agenți și venim. Ăsta e prețul. Care preț nu-i mare. Da. Pentru Timișoara. Și în Timișoara cum se lucrează? Reprezentare sau n-ați luat pulsul? Ce ai, mă? Cu? Nu. 30 ceva de agenți în sală s-au cunoscut acolo. Între ei. Că știi tot că mama reprezentării, colaborarea. Tot e dacă bine. Ei abia s-au cunoscut, da, să vezi ce vorbeau, ce făceau cunoștință, strângeau mâna, domnul cu doamnele și foarte ok. Nu, numai intermediere, numai comision de la ambele părți. Le-am dat, unii plângeau pe la final, le-am dat lumea peste cap cu reprezentarea exclusivă. Da, mă, că ce-au reprezentat. Vrea schimba viața, o să treacă da, de la catolici la... Da, eu asta cu un botez, am comparat și eu în mintea mea. Știi? I've been blessed, da, halele! I can see, da. Pot să văd, în sfârșit văd imobiliare. I was blind, but now I see. Da, oh, nu, plâns! Am aflat lucruri noi, da, mă, frate. Asta. Incredibil ce am aflat azi. Și vârstă, și erau acești de făceau tot 15 ani imobiliare și nu știau ce înseamnă reprezentare exclusivă. Tu 4 au divorțat, te schimbă viața după curs, au plecat. Au fost la modul, Doamne, no, și-au luat unde am fost? Zilele, că și-au dat seama că nu poate să treacă pe prezentare dacă în intermediere nu mai e viitor. Glumesc. Excelent. Nu, am exagerat, evident. Dar a fost un curs bun în care, da, nu, intermediere. Intermediere și majoritatea comision doar de la cumpărător. Dacă vrea să dea și vânzătorul, bine, dar tu reprezinți vânzătorul. Bun. Așa se lucrează, mă, în țară, în orașele mai micuțe. Bun. Priză, știi? Da, în mare știu. Vânzătorii că nu prea dau. Bă, te ocup, te las, te ocup de ea, dar nu mi-e comision. Și tu, ca să ai portofoliu, zici da. Așteptăm mesaje și de la oameni. Lăsați câte un comentariu pe aici, mai spuneți-ne. Dați și comentarii dacă ați plătit cursul de la Timișoara. Prin alte orașe, chiar sunt curios. Arad, zi, Galați, cum se lucrează? Brăila, ce mai avem pe lângă Cluj, pe acolo? Mergem la Cluj acum, să reparăm și acolo. În Cluj ar trebui să fie ceva agenți care lucrează reprezentant, mă gândesc. Da, dar prea puțin, pentru cât de mare e orașul și pentru faptul că e primul oraș pe lista la prețuri imobiliare în România, e... Uite la ceas să văd cât de mare e orașul, Doamne ferește. Alb, luăm o pauză? Luăm o pauză? Hai să luăm pauză. Am revenit după o scurtă pauză insesizabilă. A doua parte a podcastului nostru, podcast imobiliar numărul 16. Data viitoare avem un invitat, nu? Să scrie oamenii în comentarii pe cine, cine ați vrea să vedeți. În ce domeniu? Sau nu neapărat un nume, o persoană? Poate nu mai vreți agenți, poate vreți cadastrist, poate vreți topometrist, poate vreți constructor. Cine știe? Uite, am... Da, un dezvoltator să chemăm. Fac eu o provocare, lansez eu o provocare, cum am lansat și data trecută un om care a lucrat mult timp în sistemul bancar și ne-a venit, lansez o provocare, vreau un om care a lucrat mult timp în inspecția în construcții și a făcut-o ca la carte. A, da, avem, cred că îl știi și tu, depostează, are și pe TikTok clipuri, dar nu știu dacă poate să apară să ne zică. Păi aia să vină cineva care să zică și fără să-i fie frică de viața lui. Să zică care tot. Să și supraviețuiască după ce... Da, ce adică să nu aibă copii, să fie testamentele făcute. Da, nu trebuie să... Amă, că nu e așa, nu vă... Dar nu spui exact... Numele, nu-i pune, a, îi blurăm fața și îi pune voce de aia groasă ca la... Nu, el poate să ne povestească despre ce a văzut la anumite clădiri, nu trebuie să ne spună exact unde ca să-l linșeze oamenii. Nici nu vrem să ne spună exact unde, că poate nu e adevărat, poate... Doamne ferește, și ne luăm amendă, ne luăm... A, să vină doar să ne povestească ce a văzut pe la, dacă avea și filmări. Și la ce să fie cumpărătorii atenți, practic. Da, mă, am venit, mă, că nu e mare lucru, mă, nu e cu... Puteți să aveți și copii. Nu e mare lucru. Ultimele lui cuvinte. Ultimele cuvinte ale Bulă Copilot, știi? Liber dreapta. Da. Băi, am descoperit pasiunea pentru berea fără alcool, priză. La început nu mi-a plăcut, eu nu mai beau alcool de o perioadă, câteva luni, jumătate de an aproape. Bă, îmi place.
Îmi place berea fără alcool. E hidratantă. Asta pentru cei care îmi scriu la fiecare clip, ăsta e beat iar. Nu e tati beat, așa și eu, mai ciumpalatic, știu. Mai Zuralo, mai... Da, da. Apropo de Zuralo, da, care e un cuvânt care provine cumva din etnia romă, da? Am prezentat ieri o proprietate, proprietari, cetățeni de etnie, okay, pe care îi respect la fel de mult ca pe românii noștri, okay, da? Pentru că și ei sunt tot ai noștri. Da, asta e realitatea. Bă, foarte mulți oameni rasiști pe lumea asta, bă, frate, și la noi în România, bă, dacă nu ești rasist, nu ești la modă. Welcome. Băi, știi câte Romania. Comentarii... Nu vreau să zic cuvântul să nu ne dea ăștia podcastul jos sau să-mi închidă canalul. Da, cu ei am închis. Zii, mă, că nu se întâmplă nimic. Nu vreau. Nu vreau, că mi-e teamă. Nu e ca și cum aș canal. Avea eu mulți urmăritori, că am și eu 7.000. Adică nu e mare dramă, într-adevăr. Dar mulți au scris, bă, țigănie mare. Asta e cuvântul, da? Asta e casă de țigani. Mă, ce țigănie, ce. Și ce dacă, bă, băiatule, ai luat o razna, vrei să zic ceva? 100 de proprietăți vândute, care aparțin oamenilor de naționalitate română, da? 10% m-au ars la comision, s-au fofilat, da? Fie mi-a dat mai puțin, fie nu mi-au dat nimic, fie nu mi-a răspuns la telefon, fie că a stat de pe trandafirilor. Român, cu minte! Cam 5% din proprietățile pe care le vând sunt ale persoanelor de etnie. 0% țepe primite de agent de la oamenii de etnie, prietenii noștri romi. Niciunul nu m-a ars. Bă, niciunul. Din 10 proprietăți vândute, 10 comisioane încasate. Sunt români mai rău? Mai rău. Din punctul meu de vedere, bă, romul are o chestie, are o cultură, are un creștinism în el. Nu zic de se drogează, de beau, de sunt pești și așa mai departe. Cu ea nici nu mă bag, că-i miroș. Dar nu avem preconcepții. Da? Omul nu contează omul. Etnia. Au o chestie, nu te ard. Nu știu cum. Probabil au făcut banii greu, știu și ei ce înseamnă munca. Și la fel, o altă comparație, oamenii amărâți care vând bunuri mici, meschine, 20, 30 de mii, 40 de mii, bă, îți dau cu a ta bucurie comisionul ăla de 4% plus TVA, în schimb ăsta cu bani, că am mai luat o țeapă ieri, dar nu mai vorbim de țeapă, las, mică însemnând 3.000 de euro, nu 10.000, da, dar n-am luat-o pe toată. În loc să-mi dea 4.000, mi-a dat 3.000. După ce vrea să-mi dea 2.000. Pe ce vrea să-mi dea 800. De ce? Că el consideră că i-am subevaluat prețul. El a vrut 83. Eu l-am vândut pe 85. Dar eu i-am subevaluat prețul. Eu cred că e ok, ești ok cu 2.000. Nu sunt ok cu 2.000, plătesc comisiune întreg. Nu-ți mai dau nimic, nu mai vând. Bine, sunt ok cu 3.000. Mi-a trimis factura, aștept să-mi facă plata. Dacă nu face plata până se lansează podcastul, tai bucata asta, da? Ca să-mi facă plata. Și după aia o punem în podcastul viitor. Glumesc. Da. Așadar, nu mai fiți rasiști, bă, băiatule, că suntem cu toții copiii lui Dumnezeu. Ne iubește pe toți la fel de mult și pe tine, române, și pe tine, cetățeanule de etnie romă, pe care eu te apreciez și te respect și îți vând casele. Sună-mă, tată, să-ți vând casele, pentru că nu o să te refuz dacă nu miros că ești pește, traficant, hoț și așa mai departe. Da? Eu m-am înțeles. La fel cum și românii pot fi... Da, nu, ca să termin, că mă stătea pe capul cu ăsta și foarte m-au enervat. Foarte bine mă înțeleg. M-au enervat. Acum, la vânzare. Le-am șters toate. Dacă intrați pe postarea de... Palat de vânzare se numește clipul, da? Dacă o să vă uitați duminică la podcast, să vedeți că a fost postat marți săptămâna asta. Palat de vânzare. Nu mai e niciun comentariu rasist, că le-am șters pe toate, pentru că nu accept rasism pe canalul meu. Da, multe mizerii, unde ți-ai parcat calul? Jos în livingul mare se strânge soborul fiecare duminică. Taborul, nu soborul. Așa. Tâmplăria e moe? Sunt și câteva caterincă. Dar majoritatea sunt răutăcioase și plină de ură. Bă, se simte ura în ei. Băi, suntem, la chestia asta, la comentarii, suntem numărul unu. Unele sunt haioase la orice clip, dar ai văzut cât au... Și pe net, dacă te uiți la ceva internațional, găsești români să comenteze, să facă glume la orice, dacă posta, nu știu, Ronaldo ceva, sau să te uiți că sunt câțiva români care îl vrei la FCSB sau mâine la Steaua sau...
la orice postare. Avem chestia asta să comentăm, să, să încercăm să fim amuzanți. Uneori unii sunt, alții nu, dar o să comenteze. Mai ales dacă ai și o casă ieșită din comun sau clar o să primești comentarii. Și aici hate, că na, suntem buni și la hate. De ce să... Ți-am zis că ți-au bucurat la mine că mi-a șters canalul, nu mă așteptam să-mi scrie ați oameni. Bine ți-au făcut, bravo, la mai multe, ha-ha, așa trebuie. Au văzut aia ce comisioane ei, ha-ha, hi-hi, ho-ho. De-aia ți l-au șters. Da, mă, nu înțeleg, mă, frate. Bă, bă, păi, da, fiecare... au frustrări, zic. Aia zic, fiecare au mare frustrările lui și le varsă pe cine. Și le varsă pe tine, da. Pe tine. Sunt aici pentru voi și eu și prins să vă vărsați frustrările asupra noastră. Dar lăsați, mă, frate, cetățenii de etnie să trăim împreună cu toții. Că cine știe cum fita va deveni soția unui cetățean de etnie și vei fi obligat să-l respecti. Începe de acu, educă-te de acu. Da, n-aveți preconcepții, da? Că... Eu știu, am fată. Contează. Da, și fată și băiat. Bă, ai văzut, mă, ce face BCR-ul, priză? Școala de bani? Petiția? No. Ai semnat-o? Semnează no, petiția. Să introducă încă din școală, din generală, să introducă pe educație financiară ca oră impusă, obligatorie în programa școlară. Școala de bani, BCR, se numește, au făcut petiția, am semnat-o, am făcut și clip despre asta, am mai semnat câțiva oameni, semnează și tu, hai să facem cumva să se afle de lucrul ăsta. Adevărat. Pentru că omul nu știe ce înseamnă un credit, nu știe încă. Mă sună ce e plata anticipată, nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare. Am văzut clipurile dumneavoastră referitoare la plata anticipată. Puteți să-mi explicați? Păi n-am explicat în clip! De 100... În pizda, mă, că de-aia te-ai uitat și m-ai sunat. 143 mai vezi-l odată până îl înțelegi. Păi nu, vreau să-mi explicați dumneavoastră. Că păi nu, dacă n-ai puterea, capacitatea să înțelegi clipurile care nu sună, că îmi scrie pe lângă ăștia care nu înțeleg, îmi scriu și mulți, băi, trimiți așa, m-am săturat, am înțeles de la prima ai oară, lasă-ne, eu m-am săturat de ele, acum, exagerezi acum. Păi dacă nu, că, dacă crede că încă mă sună lumea să explic și nu le mai explic, nu, zic, uite-te la clipuri din nou, cum găsesc? Deci știu că ai o lupă pe orice aplicație și scrie în search acolo lupa asta, înseamnă trâmbițașul credite și o să vezi că se apare lista, dar așa cauți pe orice, da? Pentru că am hashtag-uri multe. Trâmbițașul și credite acolo. Da. Și zic, dacă nu ai capacitatea de a înțelege după ce revezi toate clipurile, nu mai face credit. Da, e și asta o variantă. Nu. Nu mai face credit. N-are sens. Chestionar. Să-ți dea banca test, am mai zis-o eu. Dacă nu te-ai înțeles contract de credit, nu-ți dăm credit. Vezi că ar fi... Da, 20 de punct. Chiar ar fi corect dacă... Chestionar, 20 de întrebări din contractul de credit. Cu tezgrilă, da? Patru variante de răspuns. Dacă n-ai la 90 de puncte, nu-ți dăm credit. Ne vedem peste 3 luni. Că n-ai înțeles ce se întâmplă aici, ce riși și ce... Cum ar fi, mă, priz? Ne vedem peste 3 luni. Nu anihilez de tot. Și 3 luni ai timp să citești un contract de credit, vii iar la testare. Bună ziua, am învățat. 88 de puncte, ne pare rău, ne vedem peste 3 luni. Deși ar trebui să fie 100% de puncte, să înțeleagă tot contractul. 90, e bine și 90. Să... Care n-ați văzut podcastul trecut, uitați-vă. E foarte bun podcastul. Uitați-vă cât mai e la Șerban, dacă dispare abia atunci să înțelegeți că... Laurențiu Duinu a lucrat în sistemul de creditare și lucrează și acum 10 ani, 15 ani, cât a zis că a lucrat? 20 de ani? 20 de ani în sistemul de creditare. Trei oameni. Le-am dat numărul la Laurențiu și azi cineva mi-a cerut numărul lui. Da. Doar că eu le împart cumva, că o am și pe Elena Giovanoli, la care țin foarte mult și ai un broker bun. Nu, mie mi-au cerut vreau la băiatul din podcast, neapărat. Ok. Da, nice. Bun. Bravo, BCR! Nu m-am gândit în viața mea. Uite cum vorbesc curând de voi, vorbești frumos. Că o să laud o bancă pentru o inițiativă. De nu ce nu? Dacă e inițiativă bună. Dacă inițiativa e bună și da. Și m-aș bucura să susțină și celelalte bănci inițiativa BCR-ului. Auzi, mă, priză, de ce crezi tu că în momentul de față, am o teorie a conspirației în cap, eu nu fac predicții imobiliare, dar cumva creierul meu mă împinge într-acolo, dar nu vreau să fac asta. Eu... Dobânda variabilă e între 8 și 10%. Așa. Dobânda fixă e sub 6%. Niciodată. Foarte rar s-a întâmplat asta. În general, dobânda fixă pe care ți-o oferă o bancă la așa e mai mare decât dobânda variabilă din prezent, în moment. Asta înseamnă că băncile simt că dobânda va scădea, nu? Teoretic. Sub cât îți dau ei fix acum? Sub 5.9, 5.5. Și înseamnă că se duce sumă, înseamnă că se duce 3 sau 4. Însă înseamnă că crește cererea. Dacă crește cererea, prețul dat fiind de raportul cerere-ofertă, ce se întâmplă cu prețul? Atâta. Nu e o predicție, nu e, dar creierul meu se... În teorie,
Sună bine. Ce vedem. Credeți că se va întâmpla cu prețurile? Scrieți în comentarii, eu nu vreau să fac predicții imobiliare, faceți voi. Da, curios, și eu sunt curios ce o să se întâmple în vară. Și eu am auzit o grămadă de variante. Bă, a început să-mi fie frică că îi sfătuiesc cu oamenii greșit, că eu tot sfătuiesc să facă refinanțare la altă bancă, să treacă pe dobândă fixă 3-5 ani, dar dacă peste un an dobânda ai 2 și și-au luat apă, poate să facă o altă refinanțare, nu? Poate să facă. Dobânda 2, nu știu dacă... Zic, da. N-are cum, că ai marja băncii. 3! Asta ar însemna să ajungă RCC-ul la 1, n-are cum. 4, 2 cu 2. Clar va scădea. Hai să scadă, important e să scadă. Lasă să scadă. Clar va scădea. Iară e predicție. Vedem n-are ce logică se întâmplă. De ce banca îți dă dobândă fixă mai mică decât dobânda variabilă din prezent? Tot pe viitor o să aflăm de ce s-a întâmplat asta. Oricum toate poți să faci refinanțare. Dacă dobânda variabilă devine mai mică decât dobânda fixă, ai semnat-o tu pe 3, ce faci refinanțare iarăși și ai trecut la altă bancă? Poți să faci refinanțare în orice moment. Da. Nu trebuie să se expire cei 5 ani de dobândă fixă. Nu, tăticule. Nu. Ce mai e acolo? Mai e ceva notat? Mai am de chirie un pic, să vorbim de chirie. Două spețe, două telefoane, că eu răspund la telefon pentru sfaturi. Dacă nu răspund, eu răspund de asistenta mea și se consultă cu mine și eu îi zic ce să-ți răspundă. Mulțumesc, Ioana. Băi, mi-a plecat chiriașul, ăla de asta 4 ani, și vrea banii pe garanție înapoi. Păi, dați-i banii. Dați-i banii, da. Păi da, dar eu trebuie să... renovez. Ce înseamnă să renovați? Ce a stricat? Ce? Păi trebuie să dau lavabil. Prețul nu mai sunt dat. Oricum trebuie să dai lavabil. Păi da, dar în contract scrie... Eu știu ce scrie în contract. Scrie că chiriașul suportă orice defecțiune apărută, orice deranj făcut, cu excepția uzurii normale. Și după 4 ani, peretele să nu mai fie alb, e o uzură normală. Urme de mâini, poate fumează în casă, tot uzură normală e. Dă-i, frate, banii înapoi la om, la chiriaș. Dar și mulțumește-i lui Dumnezeu că ți-a dat chiria să stea 4 ani. Că l-am și întrebat, cum a fost cu plățile? V-a plătit tot? Da, nu, da, ținerea la zi, n-am ce să reproșez chiria, nu. Dar mă deranjează că trebuie să-i dau înapoi garanție. Că trebuie să dau lavabil de banii mă gândeam eu. Să dau un refresh, să-l închiriez. Ce fac, ies pe minus? Păi, mulțumește-i lui Dumnezeu că asta m-am întrerupt, că ți-a dat chiriaș bun. Că putea să-ți dea unul de-ți distrugea canapeaua, o tăia în 14, fugea cu televizorul, stângea țigara pe parche. Că te-am auzit de la proprietari așa, de băgai 3 ani de chirie ca să renovezi. Da, și eu stau în chirie, sper că până la sfârșitul anului se termină apartamentul să mă mut și chiriaș mai bun decât mine, nu că mă laud, nu există. Eu nu am sunat în 5 ani proprietarul să... Nimic. Bă, nimic. Nici când s-a stricat frigiderul, am chemat om să repare frigiderul, nici la becurile astea nu mai zic. Că să... nu, mai am un sfat pentru proprietari, dacă ai prins chiriașul bun ăsta de care ți l-am dat eu exemplu, l-am mai dat odată pe la începutul podcasturilor noastre, la nivel de glumă, dar acum vorbesc foarte serios, dă-i decembrie gratis. Decembrie e o lună scumpă, cadouri, întreținere, gaz, poate o excursie la munte, e scumpă pentru un chiriaș luna asta, dă-i decembrie gratis. Da, e o variantă. De ce? Tu intri la suflet și îți mai tău un an, doi, trei. Da, contează relația. Decât să plece, să dai un comision unui agentul de chirie, e luna aia de aia lăsat-o gratis. Sau să vină unul de strică și tot așa. Dă-i decembrie gratis. Dați decembrie gratis chiriașilor. Țineți de chiriaș și dacă chiriașul e bun, puteți chiar să scădeți și un pic la preț. Dacă vedeți că e un chiriaș ok, nu stați în 10-20 de euro. Gândiți-vă că omul ăsta am stat aici 3-4 ani, n-am probleme cu el. Că sunt mulți care, păi de ce să-l las pe ăsta cu 350? Mai bine las că a venit nu știu cine și îmi dă 370 și a luat pe 3 luni a plecat. Da, lasă-l pe ăsta cu mai puțin, pentru că e medic rezident și muncește 18 ore pe zi și n-are timp să strice apartamentul și nici timp să crească animale de companie. Exact. Și nici timp de party-uri. Ziceam că sunt chiriașul ideal, eu nici nu o să vreau garanția înapoi. Și am stat 5 ani și tocmai o să mă gândesc cum să facem să lavabilă, să fie totul, că n-ați dai seama după atâția ani na, trebuie lavabilă, da. Trebuie curățenie, trebuie să vină cineva după ce scot tot să fac curat acolo. Proprietarul lui priză, dați-i decembrie gratis. Sper să nu mai fiu în decembrie acolo, vedem. Ți-ai cumpărat. Vedem, dar bine, mai e până acum. Cred că plânge omul că plece. Cu amenajare. Băi, nu știu, dar ne-am înțeles super bine, adică pâinea lui Dumnezeu, așa proprietar, dar așa vă doresc tuturor. Și reversul, o altă sfat, eliberez apartamentul, chiriașul de data asta, și proprietarul îmi cere întreținerea pe...
că se afișează cu două luni întârziere. Da, eliberez în decembrie, îmi cere întreținerea pe decembrie și pe noiembrie. Pentru că acolo e afișat octombrie. Da. Ultima. Da, dă-i întreținerea. N-ai stat în casă acolo, tu? Plătește în avans. Da. Cât ți-a venit tu ultima lună de iarnă? Aproximezi și dă-i în avans, frate. Cum acum fii cu 10 lei în plus sau în minus, nu-i stres, dar dă-i... Da. Ți-o prește în garanție, îți dă diferența. S-ar arăta ca diferența să-mi acopere stricăciunile, pagubile de le-ai adus, în afară de uzura normală. Dom'le, s-a stricat frigiderul. Cine plătește? De ce s-a stricat? Dar cine îți recunoaște? Am băgat o oală de apă fiartă în frigider. Nu îți recunoaște nimeni. Să o răcesc mai repede, că e nu e al lui și nu știe că se strică frigiderul. Băi, nici nu mai sunt frigider. Dacă nu ții frigider peste medie, ți se strică în... Nu-ți ține 5 ani frigider. Dacă cumperi un frigider ieftin, nu-ți ține 5 ani. Da. Da, se strică... Noi am avut, eu când m-am mutat, frigider nou. Luat nou-nouț. În 2-3 ani am chemat. S-a ars, nu știu ce, n-am făcut nimic, n-am pus nu știu ce oală. Ți-ai luat altul, n-ai sunat proprietarul să-ți ia frigider? Nu, l-am sunat și am discutat cu el și i-am zis cum vrea să facem, ori să-l repar pe ăsta, ori să ia altul. Și a zis el, bă, să luăm altul, n-are sens că e nou și abia, avea 2 ani sau nu știu când s-a stricat și a venit și l-a reparat. Nu știu ce i-a făcut, văd că merge și acum, da. Mi-a zis și omul ăla când a venit să le repare, băi, frigiderele astea și cam toate electrocasnicele astea sub medie sunt făcute acum să le înlocuiești la 2 ani, 3 ani, poate nu mai. Pe vremuri aveau, știi că aveau ai noștri frigiderele alea mici, de, aveau 30 de ani, 40 de ani de funcționau. Acum nu știu cum sunt făcute de înlocuiești la 3 ani orice. Da. Și încă o dramă pe care am retrăit-o azi și am mai vorbit-o în podcast și pe care vreau să o readuc. Poate umblați un pic la legea aia, bă, fraților, bă, impozitul la vânzare când ai moștenit un apartament. Da. Deci am o doamnă săracă, mi s-a rupt sufletul de ea azi, bă, frate. 8.000 de euro impozit. La ce a vândut? 235.000 casa de care îți vorbeam. 48.000, 39.000 de lei. Impozit, 39.000 de lei, 8.000 de euro, frate, impozit. Că au murit, da, oamenii de... I-a moștenit dânsa. Ești nebun? Care oamenii aveau casa din 1943. Da. Măcar de s-ar face. Da, 8.000 de euro, bă! Măcar de s-ar face ceva cu banii ăștia. Să-i vedem după 3 ani de impozite la apartamente că, nu știu, s-au făcut 5 spitale sau s-a întâmplat nu ceva. Nu zic, sau... impozitează dacă a fost business. Dacă l-am cumpărat eu acum, mai devreme de 3 ani... A, dar stai mă că 3%. E 7 milioane renovarea la casă. N-am vorbit mai devreme. Deci acolo se duc. Păi nu acolo, ai ăștia una, 8.000 ai de euro una, parte de... una dintr-o mie de d-astea. E o clanță probabil. Ăștia 8.000 de euro al lui doamna de i-a plătit azi că a murit în 2022. I-am și zis, doamnă, dacă stăm până în august 2025, că atunci a murit așa, plătiți 1%. Câte cazuri nu sunt de tot așteaptă săraci acum. Da, sunt mulți care așteaptă să treacă perioada ca să... Băi, da. Sunt bani, 3% dacă e o sumă mii bune. Da, complicat. Și mai dau una pe final. Ai prima casă de 5 ani. Nu poți să vinzi. Ai prima casă de mai puțin de 5 ani. Nu poți să vinzi. Pentru că n-ai voie, așa ți impune statul, da? Să nu vinzi mai devreme de 5 ani. În schimb, poți să faci refinanțare. La prima casă ai dobândă variabilă, care e 8, 9, 10% acum. Poți să faci refinanțare la o altă bancă, în sistem de credit ipotecar, cu dobândă fixă, care e acum 5,9%. Și ghiși ce? Poți să vinzi. După ce faci asta, poți să vinzi. Poți să vinzi, da. E aur asta pentru cine are... Băgați bine la cap! Eu nu mai am nimic de zis. Am zis să încheiem într-o notă pozitivă. Dacă nicio. Mai ai tu ceva de zis... Rămânem cu asta. Informația de aur, cum era. Rămânem cu asta. Dragii mei, s-a încheiat podcast imobiliar episodul 16. A trecut super repede. Mi s-a părut că a trecut Cât super avem? Repede. Avem o oră și ceva avem, nu? Avem o oră jumate, o oră 25. E perfect. Lăsați și voi, oameni buni, comentarii acolo să simțim că vă uitați la episodul ăsta. Dați-ne soluții pentru YouTube, dacă mai pot să recuperez canalul. Agenți din țară, dați-ne pulsul pieței în diferite orașe, în diferite zone din țară. Oameni din străinătate care vă uitați, lăsați un mesaj acolo să... Noi oricum ieșim pe minus cu podcastul, dar măcar să simțim că se uită oamenii și că lăsați niște comentarii. Măcar cu asta să rămânem din podcast. Și că aflați niște informații utile, zic eu. Da.
Și în primul și în primul rând, nu, în al doilea rând, primul e, hai să rezolvăm canalul lui Priză de YouTube, dacă știți. Și în al doilea rând, inspecție tehnică în construcții, da? Dacă cine e cineva, vrea să vină... da, ar fi ideal să își arate și fața, să nu începem să-i punem o pungă în cap, să îi schimbăm vocea. Repet, nu trebuie să dați nume. Fără nume, doar povestiți prin ce ați trecut la diferite inspecții. Ar fi minunat. Și cu asta luați sfârșit Podcast Imobiliar episodul 16. Mulțumim Flobo Studio. Sunteți extraordinar ca de obicei. A fost alături de voi Cristi Priză, Șerban Trâmbițașu și cam atât. Fiți buni de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Ne vedem peste vreo două săptămâni la episodul 17. Pa! Yeah.